3 aprilie. Azi am venit hotărât să dau o stropire la pomi, la măr și păr în primul rând. Dar încă bate vântul. Nu știu dacă se pătrește până din seară, dar este, o să fac un mic jurnal de livadă. Tuța! Bineînțeles, aceeași formație, Rocky, Bobiță, scandal continuu. Cât de cât am făcut ordine pe aici, prin livadă. Văd că a început să-mi florească și cireșul. Destul de frumos. Mereștea par plini de rod. Aș fi vrut să le dau ceva pentru rapă și făină. Am dat un șavit acum, să zic, 2 săptămâni aproape. Și acum, înainte de înflorire, mergea un score. Cireșii. I-am stropit înainte de înflorire cu corus. Uite deja ce frumos e asta, am florit. Sunt puțin răcit dacă mai vorbesc ciudat, asta e. Un păr, pregătit și părul pentru înflorire. Asta face prima oară. Untoasa bosc, parcă, dacă mi-aduc aminte, sigur, bine. Acum depinde dacă și aia va fi. Asta ca în fiecare an e super plin. Ne-am lăsat mai înalți. Aici am un gala, destul de frumos. În formare, mai aproape de gar și mai ciudat. Vișnii și ei se pregătesc. Plini, 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 plini. Muguri de rod. Ăsta e un măr de vară, mai puțin face, dar nu-i problemă că l-am pe Romus 3. O, cât de frumos e asta! Corcodușul ăsta, anul trecut nu era așa. Deci vișinii au toți, toți sunt plini de muguri de rod, toți, ăștia 3, am 8 vișini total. Sunt super frumoși. Le-am dat și lor un corus înainte de la boboc, așa, acum câteva zile. Aici un Star Crimson. Ăsta este Romus 3, cum am spus, plin. Ăsta face întotdeauna bine, calitatea induielnică. Mie nu-mi place așa, are ceva de mărul ăla de vară, verde, cum era înainte în curte la bunici. Asta e un păr de 6 ani care nu are decât câțiva mugurași de rod. Bine că face oricum. Aici un prima, superb. Plin și el. O să mai răresc, nu o să las atâtea, că le facem mici după aia. Aici e Delbart. Anul ăsta mai puțin. Anul trecut a făcut frumos, anul ăsta nu prea. Că câțiva muguri de rod. Avem, dacă muncim, cum să n-avem? Piersicuții, ăsta e un piersic plat de la Mihai. Albinuța e la treabă deja. Cum să n-avem, Costică? Aici un măr de vară, aromat de vară. Îi spune, deja e la formare și el. I-am pus aici la creșterea asta, i-am pus un bețișor să nu crească ăsta drept. Să o iau puțin încoace. E la formare și el, în patru șarpante. Smokin nu l-am acoperit, n-am avut niciun interes, mai e silă de el. L-aș scoate. Și aici sunt ăștia mere, ăștia genii de red, cred. Nu știu dacă sunt toți la fel, dar sunt bătrân, nu prea. Caișii, la datorie și ei, încă mai cad flori, dar ce am luat și am controlat erau n-aveau caisenele, deci nu cred că o să cadă și cele care au format deja. Sunt foarte multe, oricum, cât să țină. Aici un piersicuț frumos, tot de la breaz. Foarte frumos.
Aici un măr altuit de mine în două de-astea, două șarpante, atât vreau să-i las, să-l formez așa frumos aici lângă fântână. E un V-Y, nici nu știu cum să-i zic. Deja are muguri de rod, că e altuit de 2 ani, atât are câțiva mugurași de rod. Aici am un vișin, un pui de vișin frumos, îl fac și pe asta în patru șarpante, se văd. Asta o să scot eu un măr. Aici un topaz și el la formare, tot în patru șarpante. Deci le-am mai pus cât un bețișor aici, să, vârful să plece încolo. Are ceva, acum o fi paiaje, o să-i dau ceva de frunză roșie aiici, posibil să fie paiaje. O să-i dau ceva. Prunul mai încet, așa, dar a început și el să-și formeze mugurașii. Un păr, uite, încă un măr altoit de mine, care a făcut. Am mai jucat și așa, ieși acolo, nu m-a omor cu altoitul. Aici am un păr minune, sau novembra. Cum să zicem că ne-am hotărât că este. Deja plin, o să-i lasă la ce e aici, maxim două sau trei și ceva genul aici, lăsate mai nu aici, aici o să mincovoie creștere. Aici am un Florina, se mai odihnește anul ăsta, are, dar o mini alternanță așa. Dar am alții în partea cealaltă, deci la mine nu contează dacă un pom intră în alternanță, că rămân alții, uite, el mai face. Se văd. O să le facă mai mari, mai frumoase. Un piersicuț cam rău pus între mărul ăsta și caisul ăsta enorm. Văd ce ține asta și o să mai tai din el. Pentru că de 3 ani n-am mai făcut nimic, anul ăsta văd că e hotărât. Aici un golden. Celebru golden. Anul ăsta e în pauză. Anul trecut a fost super plin. Un păr favorit al lui Clap. Sincer, măr de păr de vară care a făcut absolut mereu. Și anul ăsta se văd muguri de rost foarte mulți. E plin. Alunii sunt și ei aici la datorie. Încă un vișin. La fel plin. Foarte frumos. Sper să aibă vreme bună să polenizeze ca lumea când o flori. Aici am un Fuji care rodește pentru prima oară. Se văd mugurii florali. Uite, în general l-am lădit în capăt, așa mai puțin. Și uite. Are destul. Nu o să-i las chiar toate. Cât un măr la inflorescență eventual și mai bazată cum e asta să-mi convoie, mă rog, o să-i las 3-4 mere să văd cum vor fi. Asta e un măr de vară. La fel, super plin și anul ăsta. Eu mereu am intervenit cu curărirea, dar probabil nu mereu am făcut-o așa, la sânge, ca la carte. Asta e ciudat. Nu știu ce va face. Cireșul. A început și el să înflorească, e frumos. Deja umblă bondarii și albinele prin el. Am aici păr. Nu are decât câțiva muguri de floare. Ăsta e plin. Dar e un pic afectat el de foc bacterian, de arsură bacteriană, nu știu ce are. Văd acum mai merge. Aici un Star Crimson, la formare în 4 șarpante, anul ăsta o să crească super bine, pentru că deja e în anul 3 și o să dezvolte super frumos, o să crească astea destul. Un alt măr. Pinova. Deja aici se văd viitoarele șarpante, asta va fi una, o să încerc să-i distribui 4. Asta e un Golden Spur. Anul trecut mai puțin a făcut, decât câteva, anul ăsta este plin. Asta e sensibil la rapă și făinare, trebuie stropit.
alți meri, meri. Sper că sunt mai sigur și fac. Aici un păr foarte bun. Se păstrează foarte bine, mai ales la rece, la frigider, n-ai treabă cu ele. Aici am un topaz la formare, dacă lider centra va fi al doilea după Golden din colț. Aici unde e terasă, încerc să îi fac mai înaltuți. Încă un fuji, destul de frumos și asta, dar nu exagerează la cât a, la cât a legat. Să vedem ce va păstra și mai rărim. Și aici un celebru cais Kyoto, care toată lumea spune că înflorește mai târziu și scapă mai multe fructe. O să ne axăm pe ei cu timpul, dacă continuă vremea asta ciudată. Și asta e la formare pe 4 șarpante, 2 sunt, 2 vor fi astea de aici. Restul am rupt tot. Un piersicuț, mai la capătul terasei aici. Aici am căpșunele, multe. Încă un florina, plin și asta. Asta e Romus 3, la fel, asta face mereu, puțin rărit, mere timpuriv, bunicele, dar nu strălucite. Un alt măr care pare plin anul ăsta, plin, mai durează până înflorește. Aici un florina iar, și asta la fel, plin de muguri de roat, gărgărița deja la treabă. Pe pomafide nu le vedem noi. Sper să stea vântul să pot să strupesc. Aici un golden, un păr napoca. Asta nu a făcut. Dar e foarte frumos crescut. În primul mă bucur că am umbră la casă. Ia să vedem ce și pe partea asta. Așa. Aici un prima. Are mai puțin anul ăsta, dar o să facă câteva. Este un Star Crimson, piersicuți înfloriți, destul de frumoși, pere de vară, triumf, încă un vișin, cât îi iubesc, ce poate fi mai bun decât un compot de vișine, păr de vară, aici am un păr Williams. Mai cumpărat tot de la Ceaba un mărgala și asta deja i-au dat primii mucurași. Ăla e un topaz, păr Alexandrina. Ia să vede, Alexandrina. Piersicuții au înflorit și aici un nectarin. Rânduța de piersici acum înflorește, deci rândul de piersici acum înflorește, deci nu piersici. Aici un păr super plin, la fel, n-a făcut 3-4 ani și acum bate toate recordurile. Aici e un păr minune, un novembra, și asta legat destul. Bineînțeles că n-ai cum să-i lași pe astea de aici, că așa-l faci. Tot undeva la bază o să-i las 3-4 pere, 5. Nectarin Fantasia cu albinuța de rigoare, să-ți bate aici în floare. Foarte frumos. Deocamdată nicio urmă de bășicare. Mi-a stropit înainte de a flori cu Difo, adică echivalentul lui Score, și cu Bravo. Aici încă un florina,
la fel, super plin, super clean. Aici un generos. Și aici e rândul de cais, de cais sau de caiș. Sau că am terminat florile. Încă un vișin bun. Caișii sunt asta sigur nu are, dar astea mai țapere care stau sigur au caise în ele. Văd că și piersicii se deschid. La unii s-a mai cățărat rotul mai în vârf, că dacă au fost bășica asta are anul trecut. Pruni. Record și Ana șpat, șpet sau cum eu zice. Că încă mai umblă bondarii prin cais. Aici e Amalia. Poate cea mai bună piersică, printre cele mai bune piersici. Aici un rând de peri. Uite și pe ăsta ce... Încă un păr mare, frumos. Face și el anul ăsta. Asta e un abatele fetel. Sunt primele pere pe care le face. Aici încă un păr minune. Care a legat și el. Ăsta este un Fuji. Păr de vară cu spadier. Super plin de mucuri de rod. Vedem că tot, cât ori lega acum, cât tot ține de mine. Ca aici și scutură pe tare, dar și florile în plus, sper, doar pe alea în plus. Conferens. Încă un păr de vară. Aici e mini pepiniera mea de piersic cu zâmbure. Asta e încă un păr minune. Astea o să mai mă joc eu pe ei, nu iau pâinea de la gură nimănui. Mai altuiesc cât un piersicuț. Aici sunt marcotele. Și un măr roșu. Bobby, ce ai? Măr generos pe șpalier. Are ceva mucuraș de rod. Încă un păr de la ceaba, ce e asta? Alexandrina. Și aici este abatele. Ceaba asta ar fi. Și vedem ce va fi. Zi, tati, pa!